Alegerile se va lansa campania pe 11 ianuarie, vor avea loc pe 11 decembrie, vor fi alegeri pentru Parlamentul României, la cele două camere, la Camera Deputaților și la Senat, în care sperăm să avem o participare majoră la vot și o manifestare în campanie civilizată, elegantă și plină de dialog pe proiecte și pe dezvoltare instituțională. Sunt subiecte pe care nu le discut acum și n-aș vrea să le fac publice. Atâta pot să vă spun că sunt într-o echipă pe care o respect și voi rămâne alături de echipă. Și vă respectă și echipa la rândul de dumneavoastră? Eu sper că da. Eu zic că da. Eu zic că da. Deci au fost discuții care să ducă către listele finale, probabil în ședința de luni se va lua decizia finală. Și atunci nu pot să fac alte comentarii, fiind legați de confidențialitatea activităților din acest moment. Deci rămâneți în PNL și pe lista lor, dați deoparte propunerea care este încă valabilă de la PSD? Eu nu pot să iau anumite decizii a priori. De aceea, de fiecare dată, eu m-am sfătuit și am discutat cu echipa, o respect, sunt în cadrul unei echipe care zic că mă respectă și în momentul în care eu aș face anumite mutații politice, nu știu de respectul cetățenilor, în primul rând, de cât m-aș mai putea bucura. Aici nu-i chiar ca în fotbal, atunci când, dacă ai fost performant la Dinamo, te transferi la Steaua și joci acolo printr-o nouă legitimare. Aici e un lucru care se leagă, dacă vreți, de o întreagă atmosferă și de oameni, lucrăm cu oameni, iar eu, dacă faceți o analiză de-a lungul timpului, am ajuns dintr-un partid în altul doar prin fuziune sau uniune. N-am făcut un traseism din activitatea mea politică și, dacă vreți, vă trec în revistă doar câteva lucruri. Am făcut pentru prima dată politică în PSD, în PSDR, PSDR, partidul lui Cunescu, numit și Lordul Politicii Românești. Ulterior, prin hotărârea care s-a luat la nivel de conducere, prin fostul ministru al educației, domnul Atanasiu, care era vicepreședinte la PSDR, PSDR-ul s-a unificat cu PDSR-ul și s-a format PSD-ul și așa am ajuns eu acolo. Apoi, după o perioadă nu lungă de timp, mi-am dat demisia și am activat ca independent. Apoi am fost membru la solicitarea fostului inspector general, deputat, prefect, președinte de Consiliul Județean, domnul Vasile Pruteanu, să vină alături în echipă în PLD. PLD-ul a funcționat cu PD-ul și am ajuns în PDL. PDL-ul a funcționat cu PNL-ul și am ajuns în PNL. Deci am venit pe principiul cascadei, n-am venit pe principiul ocolitoarei. Prin urmare, indiferent ce etichetă ar pune unii sau alții, ăsta este adevărul, încât nu simt nicio formă de traseism, nu că aș încrimina în mod major acest lucru, pentru că unii oameni simt mai devreme, mai târziu sau pentru totdeauna acolo unde se simt bine, legat, dacă vreți, și de principii, dar și de oamenii cu care lucrează împreună. Trebuie să fie o rezonanță, dacă vreți, și în cadrul echipei și în cadrul nivelului de doctrină, chiar dacă foarte mulți nu consideră doctrina prioritară în decizia pe care o iau, eu cred și în principiile de bază a unui partid. Nu merg niciodată pe un principiu că un partid este mai bun ca altul, merg pe principiu că pot fi oameni mai buni ca alții, așa cum
spuneam și altă dată, spun și acum, în fiecare partid sunt și oameni buni și oameni mai puțin buni, oportuniști. Important care este cantitatea de resursă umană pozitivă. Eu consider că aici, în această echipă, mă regăsesc și atunci nu am un motiv esențial pentru a lua o altfel de decizie. De altfel, în viață, nu întotdeauna dorințele se regăsesc cu realizările. E important este să-ți găsești foarte bine drumul și să încerci întotdeauna pe lângă planul, pe lângă proiectul principal, să ai și proiect de rezervă. Cred că este foarte bine acest lucru. Iar mai puțin importantă este calea, cred că cel mai important este obiectivul. Și atunci, în momentul în care reușești să asiguri un obiectiv nobil pentru tine și pentru comunitate, pentru că eu trebuie să recunosc că datorez totul romașcanilor mei. Ei m-au recunoscut, ei m-au ales, ei m-au reales, ei mi-au dat încredere, așa încât mă văd obligat ca toate deciziile pe care le iau să le iau și în spiritul accepțiunii generale, nu doar după punctul de vedere a uneia sau mai multe persoane. Eu am spus că în fața trenului trebuie să ai întotdeauna forță, să ai putere de a trage. Totdeauna am spus acest lucru. Și sper ca acest lucru să se întâmple. Consider întotdeauna că doresc și vreau să fac parte dintr-o listă în a cărei companie a membrilor de acolo să mă simt foarte bine. Pentru mine contează și acest lucru foarte mult. Nu curg nicio penalitate. Am avut discuție cu conducerea spitalului, a discutat cu furnizorul și avem clemență până la sfârșitul anului. Cred că în perioada cea mai scurtă veți asista la un acord de parteneriat prin care primăria și spitalul vor identifica soluții pentru dezvoltarea în continuare a spitalului. Păi noi prin noi înșine, este o deviză pe care o respectăm, o susținem și o aplicăm. Bineînțeles. Păi bineînțeles, pentru că este proprietatea primăriei, a Consiliului Local. Sunt mai mare, mică? E destulă. Vom încerca, îi sub 5, vom încerca... Mai în față de buget, nu? Da, vom încerca să punem cap la cap, se lucrează în acest moment, ca fondurile spitalului să vină cu o compensare în acest an și noi să-i sprijinim pentru un alt proiect la începutul anului următor și să găsim soluția de rezolvare bugetară. Vă rog! Nu, n-am spus. Am spus în conferința de presă așa și sunteți martori aici. Am spus că dacă aș lega-o de dezvoltarea profesională proprie, mi-aș dori Senat. Pentru acolo aș avea atribut pe ceea ce înseamnă servicii, pe ceea ce înseamnă armată, apărare națională și politică externă. Am spus că dacă ar fi în interesul comunității, mi-aș dori Camera Deputaților, unde este decisivă. Și acolo este comisia care ia decizii finale pe ceea ce înseamnă administrație publică locală, pe ceea ce înseamnă activitate economică, pe ceea ce înseamnă educație. Deci am spus-o, aș avea de ales ori dezvoltare profesională proprie, în care recunosc ar fi un pic de egoism vis-a-vis de dezvoltarea mea personală, sau mers pe partea aceasta de dezvoltare instituțională și a fi în contact direct cu atributul care să poate să sprijine comunitatea municipiului Roman în continuare. Împreună se decid lucrurile. Nu pot să decizi niciodată de unul singur. V-am și spus, fiecare dintre noi își poate dori anumite lucruri. Trebuie să le pui într-o concordanță și cu accepțiunea și cu modul de viziune a celorlalți. Și aici mă refer la două lucruri. La nivel local, adică discuție cu echipa
mea și la nivel național, funcție de interesul partidului din care faci parte pentru a dezvolta o anumită structură în Parlament pe o dezvoltare într-un anumit domeniu de activitate. Recunosc că am avut și această discuție la București. Ține foarte mult și de structura partidului. Adică este evident. Și vă explic, nu e vis subiectul. Vă explic, dacă sunt pe o listă cu președintele filialei, este evident că președintele filialei este pe locul întâi. Mi se pare corect să fie acest lucru, iar locul 2 ar fi primul loc de pe zonă. Dacă aș fi pe cealaltă listă pe care nu-i președintele, aș susține locul 1. Astea sunt cele două componente. Nu. Pentru că, vă mai spun un lucru, am luat în calcul și următorul fapt. Trebuie să te gândești că atunci când te duci în Parlament, ai nevoie de o echipă care să te susțină. Ai nevoie de anumite propuneri pe care dorești să le faci, anumite amendamente, anumite proiecte pe care să le lansezi. În momentul în care nu ai o susținere politică, ești precum Moise în pustiu. Adică declami, anunți și te oprești doar la această fază. Eu sunt o fire mai pragmatică prin care mi-aș dori să și materializez măcar ceva din gândurile și ideile cu care m-am luptat în ultimii ani. O parte am reușit, știți că am făcut și modificări legislative în Parlament, dacă vreți măcar acea punere în consonanță a legislației privind Ministerul Economiei, Ministerul Economiei, Ministerul Mediului și Ministerul Dezvoltării Regionale, prin care am putut să construim microhidrocentrala, fiind o incompatibilitate legislativă și de care s-a bucurat și restul țării. Deci am câteva lucruri prin care m-am anunțat, dacă vreți, de pe atunci la nivel național, ca un inițiator de astfel de amendamente, de proiecte și mi-aș dori în momentul în care voi fi acolo să pot să dezvolt această activitate în continuare. Care este relația noastră cu președintele Arsenie? Pentru că este important. Este o relație de respect, este o relație de instituțională. Ăsta este cuvântul. Este o relație instituțională. Păi nu, eu am avut dialog cu domnul președinte Arsenie. Dincolo de deschiderea unui școlar, așa de la deschiderea unui școlar, da, avut da. Se punea problema invitării Consiliului de Teamă de atâtea ori să țină o ședință la Roma. Nu este ea valabilă pentru luna decembrie? Nu cred că este pentru luna decembrie, pentru că este și luna sărbătorilor și este și luna alegerilor și a campaniei. De obicei aceste lucruri se evită pentru a nu crea condondențe, dacă vreți. Diplomația și colaborarea instituțională nu se face în perioada de campanie. Vă spuneam eu întotdeauna că în timp de război nu poți să faci decât să-ți numeri morți, în timp de pace poți să faci viorile să cânte, adică să aduci armonia. Ei, într-o campanie sunt lucruri care creează și anumite animozități și atunci nu sunt cele mai mult bune momente în care să poți să trata, să poți să dezvolta elemente de diplomație. Și totul de unde zbor acesta persistent, Leoreanu are locul întâi de trecoala PSD, la Senat. Păi dumneavoastră de unde ați aflat? Că de la mine n-ați aflat. De la dumneavoastră din interiorul PSD-ului, de la PSD. Poate s-au gândit. Mă onorează faptul că mă consideră un om politic puternic, aplicat, și mi se părea corect ca dincolo de recunoașterea națională și internațională să am și o recunoaștere regională județeană. Dar chiar dacă ar fi o astfel de propunere, nu pot să spun decât că mă onorează, dar rămân în echipa din care fac parte.